Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Salutare, suntem cu Tudor, de data asta în București. Pornim, iată, din centrul Bucureștiului. De ce, Tudor? Salut! Salut, Cristi! Mă bucur să vă revăd. Bună, Nina! În primul rând, azi avem o temă mai specială, care cred că foarte multă lume nu știe informații respective datorită caracterului lor secret. Vom face un tur un pic despre istoria spionajului românesc, atât cât îmi permite și mie memoria, că sunt informații extrem de complicate și în același timp să vin cu câteva informații un pic mai simplificate pentru ascultători și cei care ne vizionează, evident, să înțeleagă un pic că la noi nu a fost doar istorie de tortură, cu toate că avem asta și avem încărcătura asta, dar avem și alte povești de spionaj pe care sper să le placă cititorilor și ascultătorilor. De-abia aștept să le ascultăm. Avem și un dosar acolo. Da, am venit cu dosarul pregătit. O să vă arăt, ca să nu ziceți că vin de la mine sau din alte așa, să arăt oamenilor. De asemenea, e și o modalitate bună de a vedea pentru orice doritor unde poate să caute aceste informații, că sunt la liber. Acestea sunt dosare desecretizate din arhiva CIA-ului, în principiu ce am aici. De la noi avem, de la CNSA, lumea poate să intre pe site, dar ca exemplu, că se poate documenta lumea pur și simplu intrând pe site-ul. Ok, bun. Și am pornit fix de aici. Pentru că, ne-ai spus tu și ne spui în continuare, se află ceva pe dedesubt, nu? Da, exact. Ideea e că multă lume știe de statuie, de Iuliu Maniu, de copacul din spate și putem să începem un pic de ce se află aici. Da. Ea a fost pusă în 1998 la cererea Partidului Național Liberal și Național Țărnesc. Opus de noi avem bustul lui Corneliu Coposu pe partea cealaltă, care este foarte interesant făcut în formă de cruce, pentru că el, de fapt, la moartea lui, foarte multă lume a plâns după Corneliu Coposu, el fiind considerat, și pe bună dreptate, unul din cei mai îndreptățiți să vorbească despre perioada de tristă amintire, mai ales din închisori. Și știm că a fost un convoi enorm de oameni care l-a condus spre locul de veci. Ei au fost prieteni, dar în același timp Corneliu Coposu a aflat și informații mai puțin știute despre Iuliu Maniu. Iuliu Maniu, să începem direct, el a fost în colaborare directă cu Serviciul Secret Britanic. Asta din dezvăluirile și lui Corneliu Coposu în anumite interviuri, dar și din declasificarea dosarelor MI5-ului britanic, Serviciul Secret Britanic. De ce era cu serviciul la începutul celui de-al doilea război mondial? În România, pe lângă alte servicii și rețele, era și o rețea britanică. Se numea rețeaua Rică Georgescu, după numele unui afacerist și cunoscut om al perioadei interbelice de atunci, care transmitea periodic informații către britanici. Iuliu Maniu a menținut contacte directe cu MI5-ul. La momentul respectiv era perioada din plină ascensiune a alianței între România și Germania, hitleristă. În același timp suntem într-o zonă unde avem ATN Palace-ul, Hilton-ul, fostul Hilton, acum este sub altă tutelă, unde toată lumea venea aici. Adică era un caravan serai, practic, dacă să zicem o Casa Blanca, mai așa, mai atractiv, la ATN Palace. Pe lângă monarhi și politicieni, toți pionii și toate damzelele bucureștene, toate fetele bune ale Bucureștiului veneau acolo. Și toți pionii. De ce? Pentru că acolo venea toată crema și este hotelul care era cel mai aproape de fostul Palat Regal, astăzi Muzeul de Artă. Da. El a menținut contactul cu MI5-ul, ei l-au plătit efectiv pe Iuliu Maniu, asta se poate vedea și în interviul cu Corneliu Coposu, pe o simplă căutare pe Google. Dezvăluirile făcute de el au fost un interviu interzis, chiar și după 90. A fost dezvăluit practic acum câțiva ani din arhiva unor anumiți jurnaliști de investigație care au spus că e necesar și e nevoie să se afle și alte părți despre Iuliu Maniu. Iuliu Maniu, avem o altă părere astăzi despre el. El a menținut direct contact cu aliații în timp ce noi eram împreună cu nemții. La momentul respectiv era considerat un act de trădare. Situația era atât de complexă, după cum știm, și nu intrăm în subiect că e foarte complex,
încât el, împreună și cu Brătianu și cu alții, a coordonat această activitate primind bani și încercând să mențină cumva un fel de rezistență împotriva nemților, care la noi nu a fost neapărat rezistență ca în Franța, în Olanda sau țările de jos. Nu putem spune că a fost nici opresiune, nici rebeliune din ambele părți, dar a noi a fost o colaborare, de fapt, datorită interesului lui Hitler pentru petrolul nostru. Asta a fost și interesul și unul din acorduri. Iuliu Maniu încheie socoteala în 1944, înainte de 23 august. Informațiile respective au fost dezvăluite de asemenea și de un agent parașutat în România, Ivor Porter, care era parte dintr-o misiune de agenți parașutați în spatele linilor neamice în Est, de a crea cumva un nucleu de rezistență, de a forța populația civilă să facă presiune asupra nemților, să creeze această rebeliune. Nu a fost de succes. Au fost trei agenți, Alfred Gardin de Chastelain, care era șeful operațiunii, el era ofițer sub acoperire la o firmă de petrol, British Petroleum, din București și de la Galați. Asta era o acoperire tipică în perioada interbelică și transmitea periodic informații prin Iuliu Maniu și alți membri din rețeaua Rică Georgescu. Ce pot să mai zic mai important așa este că pe lângă Alfred Gardin de Chastelain, șeful operațiunii, Ivor Porter, era și un român, Silviu Mețianu, care era deja în Marea Britanie, stabilit. Această echipă trebuia să ia contact cu membrii rețelei lui Maniu, să primească banii necesari și să înceapă efectiv să plătească anumite puncte de rezistență, să creeze propagandă împotriva nemților, ca să creeze un fel de front ca și în Franța. Nu a fost de succes, pentru că parașutarea lor nu a fost unde trebuia localizată și au fost prinși de agenții lui Antonescu, au fost interogați și au stat în închisoare până la finalul războiului. Ivor Porter și ceilalți au fost eliberați. Datorită acordurilor Uniunea Sovietică și Marea Britanie fiind aliați, n-au pățit ce au pățit alți agenți, s-a permis să plece din țară. Ivor Porter a scris o carte, operațiunea Autonomous, despre episodul acesta din spatele linilor inamice în România, cu parașutarea lor. Și acolo dezvăluie pe negru, pe alb, legătura lui Maniu cu serviciul secret britanic. Și asta e important de spus pentru că el a acționat împotriva intereselor la momentul respectiv al lui Antonescu, până să fie arestat de Mihai și de restul complotului de general, că de fapt nu i-a fost doar Mihai, ci și spatele complotului general care a acționat. Asta cu o informație mai puțin cunoscută. A doua informație, motivul pentru care este aici statuia, a fost să acopere o gaură de tunel. Puțină lume știe și mai bine știu părinții noștri care au, și cei care au văzut ce care s-a întâmplat. Care au prins și au văzut, da. Exact. Erau foarte multe... Mai ales la Revoluție s-au descoperit unele tuneluri. Exact. Și erau practic celebrele căi de acces ale, nu numai ale securității, cât și a altor trupe speciale. În România, mentalitatea noastră este clar una negativă și pe bună dreptate formată împotriva aparatului represiv al securității, că asta a și funcționat. Din păcate că nu avem filme care să promoveze și operațiuni pozitive ale României în afara ale securității, avem doar această părere și durează foarte mult și înțeleg de ce durează, pe bună dreptate, să mai dai și cealaltă perspectivă. Evident că am avut și noi operațiuni speciale de spionaj, o să vorbim despre ele pe parcurs și vreau să scot la lumină chestia asta, ca lumea să caute și alte informații ieșite din declasificări de documente și din istorici consacrați astăzi. Aici, practic, era o gură largă de tunel. De ce? Diferită față de celelalte obișnuite pe care le știm din București, ca membrii trupelor speciale să poată intra direct cu echipamentul. Deci a fost făcută special. După 90, foarte mulți puștani intrau în tunel respectiv. Deci, efectiv, multe din astea și eu știu ca copil că am văzut foarte multe aici și erau aproape și de Opera Română multe. Opera Română are și ea, de asemenea, un adăpost, un buncăr, un tunel. Rețeaua de tuneluri din București este arhicunoscută. Dar încă se vorbește puțin, că nu se știe exact cu exactitate
pe unde sunt intrările. Sau sunt puțini oameni care știu și au păstrat informația doar pentru ei, da. Dar în spațiu public, datorită unor exploratori care au reușit să intre la momentul oportun, oportun însemnând până la terminarea metroului, linia 5 până în drumul Taberei, puteai să mai vezi niște intrări de genul ăsta. Și datorită lor și mulțumită lor avem acces la aceste poze. Menționez acum și sursa pe Reptilianul, unul din cei mai mari exploratori ai Bucureștiului, care datorită lui am putut avea acces la anumite poze ale rețelei de tunele și lista poate să continue. Tunelul respectiv face conexiune cu rețeaua din Cismigiu, Palatul Parlamentului, cât și celelalte zone de evacuare. Noi avem o rețea tip Păianjen, care a fost începută după 1968, la ordinul lui Ceaușescu, pe baza fostelor tunele folosite atât de nemți, cât și cele vechi, din centru vechi. Deci el le-a consolidat și le-a creat un mod de evacuare pe bună dreptate, ca orice lider. Trebuia să aibă niște tunele, să fugă, cum ar fi trebuit să se întâmple în 89. Nu s-a întâmplat, a venit elicopterul. Altă discuție, aia s-a luat decizia de către generalul Stănculescu la momentul respectiv să se cheme elicopterul ca să se prindă mai ușor cuplul Ceaușescu. Da. Dacă luau tunelul, nimeni nu-i mai prindea. Asta pot să vă zic și ca mărturie personală. Bunicul meu a lucrat în Ministerul Chimiei și a avut biroul chiar în fostul comitet central, actualul Minister de Interne aici. Datorită discuțiilor cu el de-a lungul timpului și mulțumită lui, sunt ghidul care sunt azi și poveștilor lui, mi-a povestit că lună de lună făceau exerciții de evacuare în caz de urgență. Și mergeau către adăpost, care este un adăpost în acădirea respectivă, și a văzut și tunelul care duce către zona Parlamentului. Deci asta mi-a spus-o el și el a fost îndreptățit să-mi spună toate aceste lucruri, că a cunoscut, le-a văzut direct. Da. De aceea hai să începem de aici. O altă mențiune, poate că multă lume nu știe, avem acel copac uscat. Așa, bun. Dacă vă uitați la el, el nu are o explicație, nu are o placă neapărat. Dar copacul uscat a fost creat în memoria membrilor rezistenței anticomuniste. Pentru că au fost foarte mulți tineri care au murit, simbologia copacului reprezintă vârsta atât de fragedă la care au murit foarte mulți membri din rezistență. Omorâți de trupele de securitate, exact ca un copac care în plină creștere este otrăvit exact la momentul oportun al existenței sale. De aceea arată atât de fără crengi, fără... A fost practic, i s-a terminat viața. I-a tăiat seva, efectiv. Asta ca mențiune. Că toți suntem aici, haideți să ne apropiem un pic și de balcon, celebru balcon, nu numai pentru noi, dar cât și pentru străini, că numai câte tururi facem și cu străini. Ar fi cunoscut, da. Mega cunoscut și așa. Încă sper ca să fie deschis publicului ca un muzeu. Momentan nu este, n-am auzit nicio discuție. Este deschis doar o dată pe an de ziua Poliției Române, de ziua Ministerului de Interne. Nu este suficient. Este un loc istoric de importanță, mare importanță pentru noi și ar trebui să se permită totuși accesul, mai ales că este și un muzeu al jandarmeriei în interior, foarte interesant pentru copii. Asta ca informație că s-ar putea face și ar trebui să fie interes pentru asta. Deci am zis să ne apropiem un pic. Am și niște documente, că am zis, am venit pregătit. Na, să arăt așa. Să le vedem. Dacă tot am vorbit un pic de Ceaușescu. Documente secrete. Desecretizate, acum așa, nu mai da. Sunt. Vreau să arăt un pic ce înseamnă un document din arhiva CIA-ului despre Ceaușescu, efectiv. Aici avem un document, oricine poate să intre pe site-ul CIA-ului, scrie România sau Ceaușescu, au anumite documente desclasificate despre Europa de Est și oricine poate avea acces, fără nicio plată, fără nimic. Eu am intrat acum câțiva ani, am descărcat destule. Eu sunt deja în baza lor de date pentru ce am descurcat, asta e clar. Dar ți se permite să afli singur mai multe lucruri față de ce nu se știa. Ca să vadă lumea ca în filme, avem ștampila, nu e făcută de mine, eliberat în 2010 și e pe baza procedeului prin care anumite documente se pot elibera după 30 de ani, 40 și așa mai departe, altele nu. Altele rămân, datorită importanței. Acesta este un memorandum
Special National Intelligence Estimate, adică era un fișier de informații despre Ceaușescu, vorbim de 1985, da? Top secret, sunt 5 niveluri de secretizare, top secret era al patrulea. Aha. Deci mai era și cosmic top secret. Acum s-au mai schimbat, după cum vedeți prima pagină e interzisă, dar au pus-o așa ca să vadă lumea că, na, că nu vorbim prostii. Încă o dată arată cine participă la informare, majoritatea șefilor sau asistenți de șef de la Departament de Securitate al americanilor, Intelligence, Navy, ca informație, adică toate departamentele erau. Spune și exact că era valabil la 11 februarie 85 pentru pregătirea unui estimat, de fapt ca informații. Ce erau important pentru ei să știe despre ce se întâmplă în momentul respectiv. Se știa cum, prin ce trece România, prin ce trec românii, cu cozile și așa, și americanii erau interesați pentru că atunci Ceaușescu era izolat, se autoizolase și nu mai avea relații așa bune cu Statele Unite cum a avut precedent. Avem și un, exact ca la licență, un tabel de un cuprins. Aici am și subliniat eu, mă rog, examen Ceaușescu prospects for the next 2 to 3 years. Eu am examinat și am spus de ce pe o perioadă atât de scurtă? De ce nu pe 10 ani? Informațiile spunând că sunt alți oameni care s-ar putea să-l schimbe, de se știa dinainte și din alt, nu mai zic de serviciu de KGB, care Ion Iliescu ar putea să spună mai multe, pentru că a doua lui limbă preferată e rusa. Da. Și nu mai e nicio surpriză astăzi că el a studiat, ca și mulți alți spioni, ca Nicolae Militaru, sovietici, la o academie celebră în Moscova de pregătire atât a politicienilor în Europa de Est să preia controlul, cât și a spionilor, Frunze se numea, după numele unui general sovietic. Deci nu sunt informații scoase din lampă. Și aici arată așa, e de fapt o informare. Cum știm noi din filme că totul e acoperit cu negru, aici nu e cu negru, e cu alb. Unde vedeți alb acoperit, erau practic numele celor care au făcut, agenților care au făcut însemnările sau poate nume menționate. Sursa X ne-a spus. Care sunt de fapt cele mai importante. Uitați, avem și un paragraf întreg care e tăiat. Deci aici doar putem să speculăm ce era. Și lista continuă, na, și spune de ce principalele motive de control ale lui Ceaușescu, vorbește și de membrii din sistem, de postelnicul și așa mai departe. Deci oamenii pot afla istorie mai reală, mai concretă, citind aceste arhive. Exact. Asta ca am zis, că am venit pregătit, sunt mai multe pagini, dar am zis să dau, să nu plictisăm audiența chiar de mult, să dăm câteva informații. Le pot găsi oricum pe internet. Exact, exact. Deci se poate intra atât pe site-ul CIA-ului, atât pe site-ul FBI-ului, este un dosar, este o secțiune specială pentru lideri importanți din lume. Mai este încă un site făcut de un tânăr american în anii 90 atunci, The Black Vault, se numește, unde el și-a dedicat întreaga perioadă atunci de a declasifica tot ce înseamnă legat de OZN-uri. Și cu a făcut asta, a dat și de alte documente. Acolo se pot afla un dosar de 100 de pagini despre Nicolae Ceaușescu, pentru cei interesați. În CNSAS, de asemenea, oricine poate să intre, pot descărca cum arăta un dosar de filaj, o să vorbim și despre chestia asta un pic. Deci se poate face investigare personală. Încă nu se poate la FSB, la Aruș. Dar poate vreodată. Am două documente de la ei care au putut să dea, mă rog, să le publice, care sunt din 1917. Evident. Mult prea vechi. Nimeni nu-i prea interesează de acele documente. Și înțeleg de ce au și natura aceasta mult mai secretă decât alte organizații, pentru că KGB-ul în sine a fost și e considerată cea mai de succes organizație de spionaj din lume. Și succes înseamnă și secret. Exact. Și da. Să și menții. Haideți să mergem un pic, dacă toți suntem în zonă, haideți să mergem și la fosta direcția 5. Da, care e chiar vis-a-vis acolo. Exact, care a fost și bombardată în 89. Este și o clădire controversată, pentru că mulți bucureșteni, când au văzut noul sediu făcut, ca mulți dintre noi, și eu sunt bucureștean, și nu eram obișnuit cu această
reorganizare a clădirii, a salvării sale. Noi nu avem această, nu eram obișnuiți și toți au fost șocați văzând de fapt de ce au făcut o clădire de sticlă când puteau să o renoveze în integral pe cea veche. Efectiv, clădirea a fost complet distrusă și nu mai aveai ce să mai faci la ea. Unul la mână, nu mai aveai ce să mai salvezi decât fațada. Pe fațadă se pot vedea urmele de gloanțe. Da. Și este necesar să păstrezi o fațadă, un moment important din istoria recentă a noastră, mai ales că vorbim de 89. Da? Aici este și o clădire istorică, avem panoul de monument istoric. Au fost mai multe sedii aici, acum se tot schimbă. Inițial a fost creată... Ia uite, acum văd că e până și Def Jam Records, incredibil. E prima dată. Ăsta e un panou nou, deci au fost scoase celelalte instituții. A început cu Uniunea Arhitecților din România. Da, uite aici. Da. Putem vedea acolo. Este și Universal Music. Astea sunt noi. Def Jam și Universal văd că sunt noi. Și Uniunea Arhitecților a început ideea de a păstra fațada. De ce? Este un monument istoric. Este o clădire construită la final de 1800. Se numește Casa Paucescu. Pentru că în memoria primului ministru de război din cabinetul lui Carol I, Paucescu, el având în această zonă una din cele mai mari case. Și, evident, trebuia să fie în apropiere de Palatul Regal, să fie supravegheat de rege. Mai mult el îl supraveghea pe rege decât era invers, cum se și întâmpla. Clădirea era mult mai lungă, ce vedem noi astăzi e doar un sfert din ce a rămas, ea fiind distrusă sistematic. Datorită regimului de tristă amintire, cât și în perioada interbelică. S-au demolat clădiri, mai ales să se lărgească acest spațiu al piațetei regale. Clădirea este ultra cunoscută mai mult azi, datorită fostului direcției a 5-a a securității. Și acum vreau să fac niște lămuriri. Erau mai multe direcții. Aveam direcția întâi de informații interne, adică agenții care controlau orice formă de acuze sau proteste din interiorul partidului, adică îi verificau pe membrii partidului. Aveam direcția a doua, care era de contraspionaj economic. Aveam direcția a treia, care era de contrainformații, cei care se ocupau de filajul agenților, de filajul turiștilor străini în țară, care ajungeau la hoteluri prin agenți români. Așa erau plantați la baruri, se deghizau ori ca ghiz, ca mine. Așa. Deci, cine știe acum? Azi încă nu mai lucrez. Nu, asta era, se mai practică și azi, evident, dar nu mai e neapărat nevoie cu tehnologia pe care o ai azi. E mult mai ușor să nu mai folosești. Ați un telefon. Ai plantat o chestie mică și ai pui un soft și aia nu da. Se mai... Dar atunci se mergea direct pe relații umane. Aparatura era destul de... Era de la stânga la început și vreau să vă arăt un exemplu de, de aparate de filaj. Mai cele mai cunoscute, ceasul cu cameră făcut de ruși, evident, după care și americanii l-au copiat. Rușii au fost super ingenioși și au avut niște, pe care vedem și aici, Kremlinul. Da? Avem moneda goală pe interior, unde se dețineau microfilme și alte documente secrete. Deci toate astea sunt invenții rusești, pe care și americanii l-au preluat și au făcut și ei după aia pe baza tehnologiei curate, cum se întâmplă de mult. Și noi am făcut asta de-a lungul timpului, mai ales între 60 și anii 80. Direcția a patra era de contrainformații economice, direcția a cincea, protecție și pază. Deci ei se ocupau de protecția cuplului Ceaușescu. A fost de asemenea și singura direcție care s-a autodizolvat la propria lor decizie, ceea ce multă lume zice, asta e așa, chiar de capul lor, cu toate că în 89 au fost direct loviți. Aici avem celebrele filmări cu oameni care au intrat, știm haosul care s-a creat mai mult datorită lui Nicolae Militaru și al altor generali care erau spioni ruși și care au lăsat anumite trupe speciale să fie pe teritoriul României să activeze. Vreau să menționez că Ceaușescu știa ce urma să se întâmple înainte de discursul său și ei și-a activat proprii luptători care purtau diferite denumiri, una fiind rețeaua R. Rețeaua R era o rețea de luptători, de gherilă, special, selectați din anumite forme de militare. Deci erau paramilitari, nu aveau anumite, lucrau ca civili, ca sub acoperire.
aveau anumite coduri care au fost descoperite de jurnaliști aici în piață. Acele coduri au fost publicate în ziare și de-aia se știe după codurile pe care le-au găsit și numele operațiunii și unor interviuri date. Agenții respectiv, n-a fost o investigație făcută pentru că încă este un regim secret legat de asta, legat de caracterul informației, dar se știe că erau pregătiți după 1968, Ceaușescu, după discursul lui de aici, împotriva Uniunii Sovietice, când a invadat Cehoslovacia, ăla a fost momentul lui de glorie. România fiind membră a tratatului de la Varșovia sau varianta de NATO a comuniștilor, el a făcut o decizie destul de riscantă. Toți vorbeau atunci că următoarea țară invadată va fi România, care eram pe punctul de a fi. Erau informații că rușii aveau oricum armate mobilizate la granița noastră. Succesul lui a fost ajutat de turneul lui Richard Nixon în Asia, care Nixon începuse primele comunicări și relații economice cu un stat centralizat. A fost în China, în Vietnam și după aia a venit în România. Da. E, atunci începe epopeea prieteniei dintre Ceaușescu și Nixon. Este și o filmare pe care lumea poate să o vadă pe YouTube, cum trec de la aeroport, aceeași înălțime, salută și trec toată lumea salutând Nixon, crezând că oamenii au venit de bunăvoie, pe spiritul american. Numai nu știa că toți erau agenții din spate care îi forțau pe oameni să aplaude. El a fost și singurul, de altfel, invitat la casa lui Ceaușescu din primăveri, unde a și dormit, ceea ce nu se întâmpla de obicei, erau cazați în apropiere de, fosta clădire a palatului Partidului Comunist. Și sau pentru că s-au înțeles foarte bine, aveau aceeași mentalitate. Nixon n-a ascuns-o niciodată, după cum s-a aflat și la scandalul Watergate. În momentul respectiv, în venirea lui, s-au semnat viitoarele tratate economice ale României cu Statele Unite, prin care foarte mulți români, extrem de bine pregătiți, au studiat în Statele Unite, au ajutat la construcții de fabrici, importul de calculatoare, de tehnologie, de chipuri s-a creat în România. Noi, având o istorie mare prin Ștefanu Dobleja și alții, a ciberneticii și a informaticienilor, eram cunoscuți. Din momentul respectiv devenim și mai cunoscuți în vest. Atunci pleacă și mulți români în Africa, în alte țări cu legătură, cu Mobutu Sese Seko, cu alți dictatori, unde s-au construit spitale, tractoare și s-au dat altele mai departe de ingineri români. Mulți dintre ei, o parte din ei, erau câțiva agenți acoperiți, special ca să facă, să transmită informații. Nu era nimic diferit față de alte state. Direcția a 5-a se ocupa doar de protecția și pază a cuplului Ceaușescu. Au fost... Care s-a autodizolvat. S-a autodizolvat. Acum, mai multe informații ascultătorii pot citi în cărțile domnului Cristian Troncotă. Îl recomand datorită informațiilor foarte bine verificate și amănunțite. Domnia lui, de asemenea, lucrând foarte mult în sistemul de intelligence și este cel mai în măsură să dea informații. De asemenea, și domnul Corvin Lupu, un alt istoric care poate să lumineze mai mult privind istoria mai puțin știută a securității și a sistemului de informații externe. Noi, pentru că noi știm doar de securitate, dar aparatul de securitate, mă rog, era doar pe partea internă. Celălalt pe extern se numea DIE, dar o să vorbim mai târziu. Direcția de informații externe, azi e SIE. Mai era și celebra unitate de filaj, celebra pentru că ei se ocupau de plantarea microfonelor și de ascultare și de interogări. Și celebra unitate de luptă, USLA, sau BATU de astăzi, Brigada Antiteroristă, vine din niște luptători extraordinar de bine pregătiți, care nu apar la știri neapărat, dar salvează sau intervine în situații limită. Ei sunt puși de foarte multe ori la protecția ambasadelor, ambasade cu risc mare, ca cea a Israelului sau țări din Orientul Mijlociu. Sunt agenți foarte bine pregătiți, atât psihologic cât și fizic. Și spun asta pentru că și românii trebuie să se mândrească că avem unități care, la un moment dat, până și faimosul Carlos Chacalu, unul din cei mai cunoscuți teroriști din anii 80, a spus că n-a ajuns în România, că a fost pregătit de către agenți de al lui Ceaușescu. Când a ajuns la aeroport, a spus aici nu se poate face nimic. Asta a spus-o chiar el.
de atât de bine era. Și sunt multe povești de genul care n-au apărut, din păcate, sub formă de film sau documentar. Dacă s-ar face, probabil, ar fi interesant, cu siguranță, și oamenii să știe. Să mai vadă, uite, am făcut și noi ceva pe lângă. Vreau să vă arăt un exemplu de filaj. Acum... Hai să-l vedem. Știu că va răscoli anumite lucruri pentru mulți, dar e important de a arăta pentru cei care nu știu. Acesta este o poză pe care am făcut-o la o expoziție a aparatelor de filaj ale securității, care a fost la un moment dat, acum câțiva ani, în Palatul Parlamentului, într-o sală de expoziții. Era foarte interesant, pentru că și-au pus și aparatele de ascultat, camerele, dar nu a fost și cineva care să explice. A fost mai mult doar expoziția, a lăsat-o așa și oamenii a trecut și aia a fost. Eu am prins momentul, am făcut pozele și aia a fost. Aici vă arată, de fapt, cu albastru vedeți persoanele urmărite și ia uitați câți filatori erau pe teren. Acestea erau mașinile și aceștia erau agenți. Wow. Și pozele cum se făceau? Scuze? Pozele care se făceau de pe margine. Un pic mai neclare, dar se văd pozele făcute prin microfilm. Vă dați seama, adică așa, cum ne-a arătat în poza cealaltă. Exact. Deci, acea monedă de lângă ceas. Da, sau ceasul. Sau aveau câțiva agenți. Dar de obicei erau microaparatele. La noi mai puțin acelea. Noi aveam microaparatele de filmat, că erau și scumpe și nu era nici buget chiar atunci pentru așa ceva. Erau discutite astea, da, evident și așa. Aici avem filatorii, obiectivul, direcția de mers. Deci aveți legenda, autoturismul, ruta și așa mai departe. Asta ca exemplu să... Am mai multe poze, dar asta e cea mai concludentă. Clădirea a fost, după cum se vede, adică se pot vedea urmele de incendiu, de unde a ars, se pot vedea urmele de gloanțe. În moment haosul respectiv s-a dat celebra informație falsă că sunt teroriștii. Falsă de către Ion Iliescu după ce au fugit cu Ceaușescu, creând acel război hibrid, informativ, în care foarte mulți români și-au pierdut viața doar trecând prin zonă sau stând în apartamentele lor. A fost, acum se știe foarte bine, au fost făcute interviuri, documentare, nu trebuie să mai menționez că au fost ordine date special de anumiți generali să se curețe anumite persoane care deranjau și i-au deranjat sau i-au deconspirat în momentul respectiv. Mai clar, Nicolae Militaru, eu sunt bucureștean din drumul Taberei. Adică exact acolo s-a întâmplat. Un exemplu, exact, da. La unitatea militară, e un monument dedicat unor luptători USLA, care au fost trimiși ca întăriri în zona respectivă. Haosul care a urmat, este și un film foarte interesant și recomand. Hârtia va fi albastră, cu actori de renume, cu Dragoș Bucur, lista poate să continue, în care vorbește despre acest moment. Unul din cele mai bune filme făcute despre acest subiect. Mai este și filmul Libertate, lansat anul trecut, da. Despre ce s-a întâmplat la Sibiu. La Sibiu, da. Recomand din nou, adică să dau și niște filme care oamenii să le găsească. Se află, este pe Netflix. Acum da. Da. Așa. Iar cel de Hârtia va fi albastră, oamenii îl pot găsi pe YouTube. Ok. În întregime. Tare. Ca și surse documentare. Acolo au murit unii din cei mai buni specialiști. Colonelul lor, ofițerul lor, Gheorghe Trosca, din păcate a fost decapitat în momentul respectiv. Toți erau omorâți de către armată după ce au aflat că li s-a dat informația că acolo e un grup de teroriști în haosul care a urmat. Ei au fost, după aceea s-a spus că a fost o greșeală, dar greșeala a fost făcută deja. Niște oameni au murit în slujba țării datorită unui om care a vrut să scape de cineva care l-a deconspirat, Nicolae Militaru. El fiind ofițer GRU, luându-și cafeluțele în fiecare dimineață aproape, la fostul ATN Palace cu agenții lui de legătură sovietici, mai ales cu fetele frumoase blonde din Moscova și ele agente sub acoperire. Clădirea a fost reparată cât s-a putut de Uniunea Arhitecților, fațada s-a lucrat la ea, că se văd părți noi din ea. A fost la un moment dat o cafenea în subsol, n-a funcționat și datorită probabil, nu știu, cred că și a istoriei și a urmei trecutului. Da. O istorie mai neagră. Mai grea. În acest loc, da. Dar s-ar putea face și un muzeu, chiar în subsol, dacă nu acolo, unde să se poată prezenta și să poată pune într-o lumină ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, să se lămurească mai bine. Eu nu cred. În curând o să mai apară mai multe informații și sper să avem și un muzeu al Revoluției.
că e nevoie. Este, într-adevăr. Haideți să mergem mai departe. Mergem mai departe. S-a oprit numărătoarea la direcția 5? Nu s-a oprit, exact. Bună întrebare. Acestea erau, practic, principalele, da. Direcția, ca să nu greșesc, mai erau și niște subdirecții, datorită caracterului secret și a operațiunilor respective, trebuiau să fie acoperite de alți acoperiți. De exemplu, unitatea de filaj, care se numea chiar F, unitatea F, foarte simplu, nu era foarte greu să sugestiv, dai un, așa, era sub alt departament, dar erau foarte bine organizate, special cât să acopere natura activității lor și pe sistem extern. Nu era ceva... Vreau să menționez că școala securității din anii 60, cea de la Băneasa, a fost una creată, e prima școală creată în România, la ordinul lui Ceaușescu, de a avea o școală cu agenți români. De ce? Pentru că știm că rușii, că sovieticii dominau zona spațiului estic european și toți vreau să scape de trupele rusești. Noi am scăpat, sovietice, noi am scăpat în 1958, dar consilierii au rămas. Mă rog, ghilimele consilieri, care de obicei erau agenți GRU, adică spioni sau KGB. Acum știm dintre ai noștri, ca Ion Iliescu și alții, că ei n-au fost neapărat agenți, dar au fost colaboratori. Prin alte documentare se știe, lumea știe, nici nu mai trebuie să citești atâtea documente, că se știe că a colaborat cu sovieticii de la început. El însuși a spus și menționez de nou, eu zic să ne oprim chiar aici, așa, că avem o clădire care imediat o să vorbim, în care ultima chestie care vreau să zic, se știe la TVR când a apărut, că el a spus despre Ceaușescu că el cupul Ceaușescu doar a întinat valorile comunismului. Deci el nu s-a dezis deloc. Asta ca ultimă completare. Și am încheiat subiectul, okay, că e suficient. Am ajuns într-un punct mai puțin cunoscut din istoria spionajului de către români. Este o casă superbă, neoromânească, dar care are anumite detalii care pot arăta că a stat un general aici. Poți să te uiți la clădire să-mi spui dacă vezi un element care ți iese în ochi. Văd că a fost împușcată. Da, și aceasta are, da, cu o observație, că mai multe clădiri încă mai păstrează, mai, chiar și pe, la colț Nicolae Bălcescu mai sunt câteva clădiri rămase, multe au fost restaurate, dar au păstrat, da. Vezi ceva care iese în evidență? Ceva care iese în evidență, în afară de balconaș acesta. Ia, uită-te chiar sub acoperiș. Chiar sub acoperiș. Nu vezi niște armuri? Ba da. Acelea sunt armuri în tipic renascentist italienești. Bun. Asta ți arată că, de fapt, detaliile respective ți arătau că un general a stat aici. Generalul Vasile Zotu, mai este cunoscută Casa Zotu, o clădire făcută la final de anii 1800. Este o casă care a aparținut unor boieri înainte de Vasile Zotu, familia Golescu, care a dat o serie de mulți boieri importanți care au promovat și au construit Bucureștiul și l-au dezvoltat. Vasile Zotu este unul din cei mai decorați generali români din Războiul de Independență și Primul Război Mondial. Un general cu renume, cu onoare, care s-a sinucis în această casă. Povestea spune așa, că la începutul războiului, primului război, România a avut foarte multe înfrângeri, știm. Eșecul bătăliei de la Turtucaia, una din cele mai importante bătălii care mai târziu au permis trupelor germane să ocupe Muntenia și să facă retragerea noastră către Iași, a fost datorită unor politicieni români și spioni români filogermani. Pe urmă, mergând pe această filieră, serviciile de presă la momentul respectiv au făcut o presiune foarte mare asupra generalului. El se pare, nu s-a găsit nicio informație că ar fi colaborat cu inamicii. Presiunea respectivă l-a forțat nu să-și dea demisia, cât să se sinucidă. Nu a mai putut suporta acuzațiile și eu, din investigațiile făcute, nu am găsit chiar nimic să lege. Era o afacere care a ieșit la iveală cu foarte mulți afaceriști români care făceau speculă sau afaceri cu Imperiul German la momentul respectiv și el a fost cumva capul de listă. Poziția lui, sub el au făcut alții, ceea ce el nu știa. Faptul că represiunea l-a forțat din onoarea lui de soldat, de
militar, pardon, nu soldat, să se sinucidă în această casă. Se povestea la un moment dat de acele fantome, de fantoma lui Zotu care bântuia. Este și doamna care stă în biroul notarial de astăzi, care a permis unei asociații de istoria artei să intre în casă să facă câteva poze, să arată lumea și se poate găsi casa Vasile Zotu. Pe interior sunt poze despre cât de frumoasă este și chiar merită văzută. Un destin tragic al unui general atât important în războiul de independență, cât și primul război mondial. Casa are nevoie disperată de restaurare, după cum vedem, și este una din bijuteriile neoromânescului care în această zonă trebuie păstrată, zic eu. Aici ajunge chiar prin spatele Ateneului. Exact, exact. Mergem prin spate. Sunt foarte multe case aici în stil francez, cât și neoromânesc. Este una din primele combinații, primul melanj între francez și neoromânesc. E zona unde aveam grădina Ateneului, care nu mai există astăzi. Hai să întoarcem puțin camera să arătăm. Da, acum sunt și lucrările și nu știu cât se vede, doar să punem mai sus. E clădirea din colț de acolo cu turnurile acelea. E foarte interesantă pentru că cea care a dezvoltat stilul neoromânesc așa ca un castel, sau varianta de castel Disney în România, castel de prințesă, este celebra arhitectă Virginia Andreescu Haret, celebră pentru că este prima femeie arhitect din România. Ne-ai spus și în Râmnicu Vâlcea. Exact. Da. Cei care n-au apucat să vadă. Da, avem un material apropo de asta cu orașul Râmnicu Vâlcea. Exact. Cu foarte multe case, cu zona aceea, îi spunem noi, istorică de case conservate. Da, și da. Acolo ne-ai spus de ea. Da, și uitați, acesta e un exemplu de bloc de locuințe. Momentan este în restaurare, o să vedeți geam practic gol pe interior. Mă bucur măcar că a rămas stilul, cum de multe ori se întâmplă, nu se păstrează fațada. Uitați câte detalii superbe când se păstrau la balcoane, arcadele. Acesta este ea creând peste 100 de clădiri, nu numai în București, cât și în alte părți din țară. În București, pe această zonă, vedem foarte multe clădiri făcute de ea. Și avem casa în stil francez de pe partea cealaltă de bloc. Vedeți cât de aproape și cât de înguste sunt străzile, doar pentru calești care veneau să lase oamenii la Ateneu. Casele erau construite special pentru membri importanți din comunitate, diplomați, politicieni, doctori, ingineri și așa mai departe. Și că am mers pe aici, am zis să mergem un pic aproape de Atene Palace, pentru că are o poveste de film și să mergem un pic pe colț. Acum nu mai este Atene Palace, e Grand Hotel Continental. Eu mi-aduc aminte aici că am avut ocazia să fac un alt interviu cu o echipă din Franța despre istoria clădirii, povestind despre cum se făcea filajul într-un hotel de genul ăsta în perioada socialistă. Și a fost foarte interesant și pentru mine, că am văzut niște părți, am ajuns până sus la balcon și ai o priveliște chiar de vis. Adică, și mai ales pentru agenții care erau cazați aici. Clădirea este prima clădire de beton armat din România. S-a păstrat în stilul Art Deco, inițial a fost stilul francez. Numele evident venind de la superba clădire a Ateneului de lângă, prima clădire de operă a noastră. Și una din principalele cerințe pentru a fi angajat în hotelul Atene Palace la momentul respectiv era să știi franceza, neapărat. Plus încă o altă limbă străină, deci la momentul respectiv chiar se ținea cont de acest lucru, vorbind de industria turistică, unde ar trebui să știi cel puțin două limbi. Nu e neapărat ceva care a zis, mai știi și altceva, ar trebui să fi fost de la sine înțeles. Clădirea a fost renovată împreună cu Palatul Regal, după cum vedeți că sunt aceleași tip de arcade. Da, palatul aici în stânga, exact. În timpul lui Carol al II-lea, în care sigur au vorbit, cu siguranță au vorbit și alți ghizi cu care ați făcut, inclusiv, mai ales Damian Anfile, povestind despre această zonă. Nu vreau să intru în detalii, că s-a acoperit. Vreau să zic că sunt asemănătoare și au fost restaurate doar la ordinul lui Carol al II-lea, la momentul respectiv. Clădirea în stil francez era mult mai deosebită, avea mai multe detalii.
E, aici, o jurnalistă americană de origine evreiască, Rosie Goldsmith Waldeck, ERG Waldeck, a stat în această clădire fix la începutul celui de-al doilea război mondial. La începutul celui de-al doilea război mondial, noi încă nu alesesem o parte. Noi încă făceam afaceri cu petrol atât cu Marea Britanie, cât și cu Germania. De aceea aici veneau cei mai mulți spioni, pentru că în jurnalele respective spuneau pe ce parte o să o ia România. Nu se întâmplase nici încă luarea, furtul Basarabiei și al Cernăuțiului și al Cadrilaterului, deci încă nu ajunsese la momentul respectiv. Și de aici erau cazați. Aici puteai să spui, dacă vrei să vezi un ofițer rus cu un britanic, un american, în jurul unei fete bucureștene frumoase, vino aici. Vino la Atene Palace, că aici vei vedea sigur. Și practic, povestea jurnalistei era, ea lucra pentru Newsweek magazine atunci, a venit și a stat 7 luni în acest hotel. Ea a stat fix la începutul războiului și la momentul când am făcut alianța cu Hitler. Fiind de origine evrească, în plus avea mai multă grijă să-și acopere și numele și mai ales urmele. Aici au stat o parte din ofițerii cei mai importanți ai Wehrmachtului. Și pe lângă jurnaliști și alți diplomați străini au participat la întâlnire. Aici venea Carol al II-lea de asemenea la celebrul English Bar, unde se întâmplau păcănelele de atunci, sau mai ales bacarau, 21, pokerul, era mult mai vivace, mai, și era o Casablanca românească, practic. După al doilea război mondial, cartea devine un succes, ea a mai publicat câteva cărți, ea a reușit să fugă din București cu ajutorul, e o poveste de dragoste interesantă, cu ajutorul reprezentantului german în București, el îi fabrică un pașaport să fugă din București, ea ajunge în Germania și după aceea ajunge în Statele Unite, unde moare în anii 80. Generalul respectiv este omorât, practic în complotul împotriva lui Hitler, cei care au pus bomba din celebrul film Operațiunea Valkyria, cu acel ofițer von Stauffenberg. Sub masă? Bomba de sub masă. El a făcut parte din complotul de generali. E o poveste de dragoste între ei, nu s-a putut concretiza. Ea a avut 3 soți, dintre care unul, celebrul Ernst Stauffenberg, cel care a descoperit, cum spune mai azi, punctul G. Oh. Deci, e și o informație mai interesantă. Da. A fost unul din soții ei și cartea, recomand tuturor să o cumpere, se poate găsi în cărturei, se poate găsi la Humane, în mai multe zone. Și îți arată în București, îți arată de fapt și corupția, viața din Bucureștiul interbelic de atunci. Se poate face o imagine foarte clară. După al doilea război mondial, este primul hotel care intră în vizorul unității de filaj în care se plantează primele microfoane. O chestie interesantă. În anii 90, când George Copos a cumpărat hotelul, au trebuit să facă lucrări de restaurare. Primul lucru care l-au fi găsit atunci? Plin de microfoane și fire. Da. Deci erau plantate fix în pereți. Astea au fost, de fapt, făcute între anii 50-80. Se recunoaște, dacă cineva care intră în hotel și recomand, este și frumos hall-ul, s-a păstrat și o sală în stilul vechi, de asemenea, este un panou informativ cu toate personalitățile care au fost aici. Richard Nixon, Putin, de la politicien la Lenny Kravitz, Julio Iglesias, lista poate să continue, AC/DC și așa mai departe. Este și un panou informativ care spune că toți angajații hotelului lucrau sau dădeau informații către direcția de informații externe. De la directorul hotelului, care era acoperit ca director în turism, care lucra pentru, era colonel în DIE, până de la portar, de fapt, trebuie să o luăm, care verifica ID-ul și trecea pe condică, până la femeile de servici care aveau informații să verifice care să facă poze cu microaparate. Evident, doar în camerele importante. Nixon a trecut aici, a avut o conferință de presă și aici sunt foarte multe povești care încă n-au văzut lumina zilei. Și ar putea fi interesante pentru un film. Nu mai zic de istorici și scriitori care veneau și își beau cafeluța aici, de figuri. Ar fi foarte interesant dacă s-ar face. Cartea se numește Atene
palas, exact așa. Ok. R-G Waldeck cu W, pentru cei care vor să caute, se găsește foarte ușor. Se poate găsi și în engleză, pentru cei care poate vor să facă cadou, zic unor prieteni despre Bucureștiul interbelic, din afară. Foarte tare. Asta am vrut să zic despre o zonă foarte interesantă. Și acum zic să mergem la celălalt hotel, da, că e tot aproape, ambasadorul, care și acela are o poveste. Am zis să facem, să mergem în zona asta, că sunt foarte legate între ele și poveștile. La ambasador o să povestim un pic despre o spioancă născută în România, dar care a făcut istorie pentru britanici foarte mult. Dar o să aflăm în continuare. Cea care a stat și la Galați? Exact. Ok. Parcă am zis la în primul, nu? Sau avem și aveți, în materialul despre Galați, am vorbit despre ea, da? Ah, bun. Da, bun, da, bun. Da, deci putem să legăm acest material cu descoperirea orașului Galați. Avem acolo, okay. Avem și acolo informații despre această spioană. Bun. Deci pot să mai adaug câteva lucruri. Bineînțeles. Ok. Bineînțeles. O altă mențiune, uitați clădirea, practic din mijlocul nostru, cea de aici, o altă clădire de apartamente, creată tot la final de 1800, început de 1900. În această clădire a stat o altă scriitoare pe care o recomand, Olivia Manning. Olivia Manning a stat în București un an de zile, fix în 1938-1939, în cel mai turbulent moment, un an înainte de Rosie Goldsmith Waldeck. Ea a fost căsătorită cu un agent britanic, care de fapt era agent comunist. El este și un serial pe care îl recomand, Fortunes of War, făcut în anii 80 de către BBC, cu Emma, celebra Emma Thompson și cu alți actori de renume, filmat o parte la Athene Palace, în care se vorbește de... Ea a scris o trilogie, în care una din cărți este despre perioada ei din București. Și se numește Trilogia Balcanică. Vorbește despre unde a fost cu soțul ei în perioada respectivă. Vorbește despre soțul ei că îi plăcea... El era un marxist, pur sânge... Și de ce spune asta? Pentru că nu îi plăcea să stea în salon unde stătea o bogătașă, ci stătea la bar, unde okay. stătea restul lumii, ca concept de să fim cu lumea, să nu fim cu boierii, cum se spunea. Și e un serial foarte interesant. Sunt câteva episoade, din ce știu, se poate vedea pe YouTube, că se găsește foarte greu pe alte surse, despre perioada ei în București, după aia în Atena, după aia în Egipt, dar în București e cel mai important. Pentru că soțul ei avea post de profesor la British Council. Prin postul lui s-a descoperit că întreținea relații de informare către KGB baza a ceea ce făcea în orașele în care a stat. Asta a fost dezvăluit de către MI5-ul britanic la mult timp după al doilea război mondial și a continuat. El fiind dintr-un grup de spioni britanici care a făcut scandal. A fost un alt grup de profesori, profesorii de la Cambridge. Un grup de profesori, 6 din ce mi-aduc aminte, care dădeau informații KGB-ului. Dacă ar fi știut cum se trăiește în Uniunea Sovietică, nimeni n-ar mai fi dat informații. Mai ales că știm că nivelul de, de dezertare în perioada războiului rece, evident, e mai mare din partea de est către vest, că ăștia știau ce se întâmplă. Ăștia din vest abar n-aveau, o făceau ideologii. De asta spun că KGB-ul a reușit să manipuleze oamenii prin vedere ideologic, prin frică, implementat. Da, aveai atenție, aveai fete, aveai tot ce-ți doreai, dar cu un foarte mare risc față de celelalte servicii. Nu mai puteai să mai critici în partea ala, aici erai pe linie moartă direct. Așa, și cum am ajuns la ambasador, un hotel destul de revoluționar pentru vremea respectivă, vedeți câte etaje are, trece dincolo de nivelul străzii arhitectural. Clădirea construită de celebrul arhitect Arghir Culina, el a fost terminat fix înainte de un an înainte de al doilea război mondial. S-a numit ambasador de la început. Acum este închis, a fost cumpărat, am citit recent, de un alt grup, intră în renovare,
până în 2027 va fi deschis sub alt nume. Până atunci, pe noi ne interesează ce a fost aici, de ce ne-am oprit aici. În 1941, aici au stat o mare parte din ofițerii Gestapo-ului. Dacă la Atene Palas stătea o parte din SS și Wehrmacht, aici stătea Gestapo-ul. Ca să fie aproape, știi? Să nu facă prea multă... Să nu stocească bocancii prea mult. În 1941, un cadavru este descoperit chiar în fața hotelului. Se pare că s-ar fi sinucis, că așa arată după crime scene de la momentul respectiv, că era făcut țăndări. La momentul respectiv a făcut un val în presă, pentru că cadavrul respectiv era unui ofițer german și fiind cu nemții la momentul acela, s-a făcut o mare investigație, care nu s-a aflat prea multe. După un timp, Antonescu a aflat că din rețeaua Rică Georgescu, unul din membrii l-a înjunghiat și împușcat, ieșind din hotel, urmărindu-l pe acest ofițer, din mai multe motive. Unul din ele fiind că a fost direct responsabil pentru coordonarea anumitor lagăre, atât din Polonia, cât și din Germania și din Ucraina. Și a fost un fel de răzbunare. Agentul a fost prins după un timp și a fost executat. Asta a făcut celebru hotelul, de fapt, că până atunci nu s-a întâmplat mare lucru. Au fost cazate personalități, dar nu în așa fel încât să zici că... Băi, ia uite, a fost și un eveniment care ne mai zguduie. Acesta a fost evenimentul care a pus capac cu totul. În anii 60 era unul din cele mai vizitate de către demnitari, împreună cu Lido-ul de lângă. De vis-a-vis, da. Lido-ul astăzi a fost cumpărat de un asociat al lui Trump, din rețeaua hotelăriei lui Trump, și se încearcă, din ce am înțeles, să se repare faimoasa piscină Lido. Cea care apare în filme precum... Cu valuri. Exact, cea care apare în filme precum Balanța. Da. Dacă cineva vrea să vadă piscina la cum arată, ori se uită pe YouTube la piscina Lido, ori vede tot filmul Balanța, în care Maya Morgenstein apare într-o scenă fix lângă valuri, făcând valuri. Și e fain, na, e și un alt mod de a înțelege istoria văzând părți care nu mai sunt. Deci piscina a funcționat cam până în 91-92, atunci a fost în regim privat, după aceea s-a închis. Hotelul Lido, de asemenea, a fost gazda unor ofițeri importanți în al doilea război mondial, atât britanici cât și americani, pe o perioadă scurtă, și după aceea tot ofițeri germani. Cam atât pot să vă zic despre ambasador, cel mai important lucru, și de aici o să terminăm turul ușor-ușor, mergând pe cea mai celebră stradă de povești spionaj, Batiște. De ce? O să vedem de ce, împreună. Un alt punct legat de al doilea război mondial, avem panoul Palatului Cesianu Racoviță. Ne-am oprit un pic aici pentru că în acest palat s-au întâlnit foarte mult ofițeri de informații, cât și oameni importanți ai culturii bucureștene în perioada interbelică, dar este o doamnă importantă, născută în România, născută la Galați, Vera Maria Rosenberg, pe numele ei real, care devine celebră pentru crearea serviciului de parașutare a primelor femei agent în spatele liniilor inamice în Franța. Se numea Special Operations Executive, SOE, acesta creat la momentul venirii sale în Anglia. Dar până atunci, Vera Maria Rosenberg, mai târziu cunoscută ca Vera Atkins, căsătorită cu un ofițer cu numele Atkins, el moare, era un aviator, moare în al doilea război mondial și ea nu se mai căsătorește după aceea, murind la vârsta de 92 de ani, cu multe povești de salvări, de agente și așa mai departe. Ea a crescut în Galați, tatăl ei era un celebru industriaș român evreu care făcea foarte multe afaceri, atât cu Malaxa, atât cu Auschnitt, adică cu alți evrei de renume la momentul respectiv, din camarila lui Carol al II-lea, și acesta devine cunoscut în cercurile cele mai apropiate ale lui Carol. Vera era o foarte bună cunoscătoare de oameni. Ea crește ușor-ușor într-o rețea
în care tată ei se învârtea și ea a învățat de la oamenii din jurul lui. Știa câteva limbi străine și a ajuns în perioada cât a stat până să plece în Anglia să participe la baluri, la conferințe, la întâlniri, precum și câteva la Palatul Cesianu Racoviță. La aceste întâlniri sunt foarte puține informații despre activitatea ei în București, dar se știe că a preferat să colaboreze mult cu Serviciul Secret Britanic, dând de obicei informații despre ce se întâmplă în București. Dar a dat informații și către siguranță sau SSI-ul, Serviciul de Spionaj Românesc, la momentul respectiv, așa se numea, Serviciul Special de Informații. Este și o carte pe care o recomand din nou, de la SSI la SIE, scrisă de celebrul Florian Banu. Este una din cele mai bune cărți pentru cineva care vrea să afle despre operațiuni de spionaj externe ale României în afară. Coperta cărții este cu celebrul Pacepa. Deci eu cred că atrage. Arată multe, zice mai, multe. Mai ales că vom vorbi despre el la următorul punct, că mai avem ceva de recomandat legat de fuga lui în state, un serial făcut recent. Dar până atunci, Vera Atkins are o activitate scurtă în București, dar suficient cât să se facă remarcată. Datorită situației la momentul respectiv, comunitatea evrească, ea decide să plece în Anglia, împreună cu mama ei. De aici recomand filmul A Call to Spy. Este primul film străin făcut despre o agentă de informații care s-a născut în România, dar care a făcut istorie pentru britanici. Dar s-a născut aici și povestește drumul ei, cum a ajuns la Londra, cum a fost acceptată foarte greu într-o perioadă în care femeile nu erau recunoscute, mai ales în serviciul de spionaj. S-a văzut că femeile sunt cele mai bune agente pe teren, să fim serioși, și nu trebuie să explicăm oare de ce. Charmul evident e de partea lor și lucrează cu persoane ca celebrul Ian Fleming, care creează pe Bond. Fleming a fost coleg cu Vera Atkins și a mai fost colegi de asemenea cu un alt mare actor, Sir Christopher Lee. Celebrul Saruman sau Contele Dracula este de asemenea un actor care deține recordul la cele mai multe apariții din filme de capă și spadă. De asta i s-a oferit și rolul în Star Wars, că era un bun mânuitor al săbilor. Și cele mai multe apariții ca un conte Dracula într-un film, 25 de filme. Da. S-a săturat și el până la un punct. Și el povestește de operațiunile de spionaj SOE la care a participat, el vânând naziști. N-a zis foarte multe, dar suficient că să-ți dai seama că omul ăsta a făcut destule la viața lui și au lucrat împreună. Ian Fleming creează pe șefa lui Bond după inspirație după Vera Atkins. Șefa lui Bond se numește Moneypenny și este inspirată după Vera Atkins. Ce îi datorăm Verei? În primul rând, este prima care a creat un serviciu de spionaj incluzând femei special antrenate, parașutate în liniile inamice din Franța, Belgia și Olanda, în special din Franța. Agentele pe care le-a parașutat erau pe telecomunicații. Transmisiuni, transmiteau informații ale pozițiilor naziștilor din spatele lor. A încercat același lucru și în Est. A reușit doar în Polonia și țările baltice, mai mult în Lituania. România, v-am spus, situația cu operațiunea Autonomus, de când am vorbit mai devreme, nu a fost de succes. Practic, rețeaua a căzut. A căzut și doar Iuliu Maniu a mai continuat să livreze informații, dar nimeni pe activ pe teren. Nu cum am văzut în Franța sau ca nivelul de rezistență de acolo. Acolo s-a și colaborat mult cu rezistența. Din peste 190 de agente oficial, un singur caz nu l-a putut rezolva. Care era un noi agent, de fapt, care nu știa ce s-a întâmplat cu banii, că a primit, fiecare agent primea o sumă de bani, se pare că a jucat-o la păcănele și și-a acoperit urma și nu a mai fost prins. Deci atât. Ea a reușit să salveze. Foarte multe agente au fost prinse de naziști. În filmul A Call to Spy, lumea o să vadă povestea două mari agente și procedeele lor și cum restul doamnelor
O parte din ele au murit în lagăre, o parte din ele și-au ascuns identitatea. Vera, după război, și-a dedicat aproape întreaga viață să caute toate aceste agenturi. Deci nu punând pe altcineva, ea, pur și simplu, a vrut să afle ce s-a întâmplat cu fetele ei. Adică exact ca o mamă cu puii ei, așa a fost și ea. A continuat să mai facă servicii de consultanță pentru MI5, că este și o vorbă, odată lucrat în spionaj, niciodată nu te retragi. Este... E ca în mafie, nu prea poți să ieși, da, probabil. Mai ieși, dar spui chestii, dar nu cum se zice în filme, de obicei, când se exagerează mult. Și spui anul, poți să spui. Dar ea după aceea a lucrat la UNICEF, la Crucea Roșie, și toată viața și-a dedicat-o salvării oamenilor. Și a reușit să salveze pe cele care le-a putut. Este povestea unei doamne născute la Galați, Vera Maria Rosenberg, din nou. Știu că mi-ai zis că aveți un... Avem materialul, o să punem un link, Galați, aveți în descriere, cu casa în care s-a născut. Cu casa în care s-a născut. Asta am doar să acopăr o parte de activitatea ei din București. Da. Și de aici, haideți să mergem pe urmele lui Pacepa. Să vedem într-una din birourile în care a stat. Hai să vedem. V-am adus într-un loc obscur. Într-o stradă... O stradă îngustă, obscură. Dar foarte multă liniște. E cel mai bun loc unde putem vorbi de o altă clădire, unde putem vedea chiar că are și sârma ghimpată rămasă pe ea, da, și un rând de dublu, da, de gard. Vedem gardul original al fostului palat Maurice Blanc, un palat care este încă, din ce știu, poate cineva din comentarii să mai spună ceva nou, dacă știu, să ne ajute. Eu știu că este spre vânzare. Cei de la Artmark, văzusem exact fișa de licitație prin Artmark, era la o sumă modică, 10 milioane de euro. Deci, cine poate să, sigur, se va sări cineva în curând să facă această cumpărare. Dacă, da, dacă știe cineva mai multe, că poate au mai apărut informații noi și îmi scapă, să-mi spun în comentarii cu drag, că n-am găsit până acum momentan nimic. Aici a fost ambasada Statelor Unite. O clădire care datează de la final, din nou, de 1800, fiind de mai multe ori casă de oaspeți, întâlniri oficiale ale familiei Mavrogheni. Pe partea cealaltă. Sunt două corpuri diferite, dar ambele clădiri au găzduit întâlniri oficiale. Este ambasada Statelor Unite, a fost o perioadă scurtă și în perioada interbelică, a fost închisă după aceea din anii 60, din momentul relațiilor cu îmbunătățirea lui Ceaușescu cu Statele Unite, dar a fost întreruptă perioada când a funcționat ambasada aici, a fost de mai multe ori. Până în 2011 aici a fost ambasada, când s-a montat acum unde știm noi ca o fortăreață în apropiere de Otopeni. De ce v-am adus neapărat aici? O să scăpăm, nu stăm doar aici. Aici era și un fost sediu al CIA-ului. De aici mai departe o să vedeți niște informații care o să fie bombă. Mulți dintre români nu știu și sunt conectate din nou de perioada lui Iliescu, în special anii 2000-2004, ultimul lui mandat. Aici era una din sedii. Toată strada Batiștei, erau foarte multe sedii, atât ale... Dacă aici era CIA-ul în anii 60, pe partea altă era KGB-ul. Era și gluma aceea, un agent de la clădirea Art Deco, de partea cealaltă albă, acolo era o organizație sub acoperire, se numea ARLUS în anii 50, care în definiție însemna Asociația pentru Strângerea Relațiilor de Prietenie între Uniunea Sovietică și România. Ok. Asta e definiția lungă. Mai pe scurt, era o relație culturală între figurile culturale ale rușilor și ale românilor, dar era o acoperire de spionaj, tipic făceau. Și iese agentul KGB de afară și aprinde o țigară, vrea o cafeluță, vorbește cu agentul CIA de pe partea cealaltă, așa. Salut, ce faci? Totul bine, harașo, harașo, hai să bem o cafea. Și zice, hai la mine că am încălzire. Nu, lasă, hai la mine că eu am vodcă rusească. Nu, nici acolo. Auzi, da, hai să mergem la Intercontinental. Ca să fie sigur că e totul ok. Da, unde erau microfoanele. Nu... Unde erau microfoanele securității sub mese. Ah, ok. Pe de altă parte. Da, deci nu, adică nu aveai cum să scapi de zona asta. Era plină de hoteluri, plină de ambasade și era necesar să ai agenți peste tot din punct de vedere al securității. Haideți să mergem un pic să se și vadă ce a mai rămas din clădire.
după cum vedeți, e o faună, e o vegetație, cred că și faună un pic. Am văzut câteva pisici destul de fericite pe aici, găsim foarte mulți șoricei. Este încă într-o creștere continuă, nu s-a mai făcut nimic aici de ani de zile. A tot fost sub diverse licitații, nimeni nu a cumpărat. Mă miră, efectiv, pentru că, na, vorbim de dezvoltare, s-au cumpărat atât de multe zone azi. Poate că o fi o criză pe partea asta și stagnează. Asta este, este și asta, se simte. Sau, poate, nu este vorba doar de un singur cumpărător. Poate să fie ca un fel de cumpărare de un grup de... Uite, hai să băgăm puțin aici, deci în gard. Deci aici, la un moment dat, se putea intra. Eu știu că am intrat, n-am sărit gardul, dar era deschisă și am văzut deschisă și să nu intru. Ah, ok. Uite, ce las omul, poarta deschisă. Deci în contextul în care era închis. Era închis, da. A explorat un pic. Deci eu vorbesc de înainte de pandemie, acum 5 ani am intrat aici. Și pe masă era, mă zic că lumea, băi, ai furat lista asta... foaia de licitații de la Arma. Nu, am văzut-o acolo și am văzut un paznic și a zis, iau și asta, că îmi trebuie la tur. Da, sigur, nicio problemă. Ok. Am luat-o, am citit, era o foaie de la Artmark în care explica de camerele din interior, foarte frumoase, adică în interior știți cum arată? Brici. Nimic n-a căzut din ea, adică nu a fost furat, n-a fost... Au rămas detaliile, au rămas mozaicurile, tot. Dar aici este o licitație cu totul. În interior se făceau verificări de pașapoarte. Sunt două intrări, o să vedem aici. Putem să mergem să vă arăt. Că se văd chiar și barierele. O parte din barierele care interziceau parcarea. Vedeți clădirea de intrare, poarta, cea de... Da? E deschisă chiar. O fi vreun... Deci asta e una din porțile principale. Și uitați, încă se mai văd aceste pilonii care practic delimitau zona. Aici era o zonă și vorbim de mijlocul Bucureștiului, adică cred că foarte mulți bucureștieni poate să ne confirme în comentarii câte probleme am avut pe aici făcând poze la clădire sau fugind de anumiți paznici în zonă, pentru că clădirea din față era superbă, este superbă, de fapt. Nu ne invită nimeni, dar avem un cadru destul de bun. De aici mai încolo nu prea avem ce să mai vedem, că e doar o clădire fără vreun detaliu aparte. Iar de aici vom merge spre un alt sediu, dar până atunci vreau să vă spun o mică informație. Pe lângă faptul că a fost ambasadă, aceasta era și o zonă preferată a Direcției de Informații Externe, în Alta Curte de Casație și Justiție. Care e chiar lângă, a fost și un birou al DIE. Erau foarte multe birouri acoperite în instituții de genul, pentru că era într-o zonă în care ori stăteau scriitori, trebuia să stai cât mai aproape de ei sau de oameni care erau considerați disidenți, să iei informații. Munca unui agent SIE este o muncă externă, de culegere de informații, față de un agent SRI, care e pe securitate internă. SIE, practic, agenții noștri din exterior. DIE, cum se numea la un moment dat atunci, era coordonată de faimosul Mihai Pacepa, în care, când aude lumea de Pacepa, trădătorul care a fugit în 1978. Acum, ce pot să vă zic din ce am investigat? Eu pot să vă zic așa, la nivelul respectiv, a fost o trădare mai ales a lui referitor la serviciile pe care le avea în țară față de regimul respectiv. Dar și față, dacă e să o luăm per ansamblu la tot ce a dat, el a coordonat o rețea de 400 de agenți care beneficiau de bunurile și luxul în cartiere ca primăverii, cu pază și tot așa, că și alți agenți ar fi putut fugi, dar n-au făcut-o. Au riscat și și-au continuat viața, trăind o viață dublă, știind riscurile meseriei. Poate cineva a citit Orizontul Roșii, celebra carte a lui Pacepa din exil, pe care i-a fost recomandată lui Ronald Reagan. Ea publicată în 87, în care se vorbește despre odiosul cuplu Ceaușescu și despre metodele de șantaj și filaj. Lumea să fie precaută, pentru că e o carte cu multe informații reale, dar băgate și multe minciunele. Cum se întâmplă de fel ca să-și vânzi cartea. Nu poți să spui doar adevăr, fără să nu fie și ceva
fals, senzațional. Da, vorbește despre metodele de filaj, da, e adevărat despre Elena Ceaușescu, cum supraveghea pe toată lumea, dar asta vă poate spune și un om care, din sistem, care nu era agent. Da, deci că s-au și spus. S-au spus de atâtea ori, da. Au apărut pe la emisiuni tot felul de oameni care au spus cum exact. Era ea. Este un interviu foarte interesant al doamnei Hosu Longin. Singurul interviu, de fapt, al lui Pacepa, luat față în față, în anii 90, se poate găsi, cred că pe YouTube. E interesant de văzut, zic că trebuie văzut de oricine. Mai ales de cineva care nu știe ce a făcut, ce s-a întâmplat și mai ales că anul trecut a ieșit un serial bazat pe fuga lui în Statele Unite. Se numește Spy Master și povestea e scurtă. Spune de el, el fiind șeful DIE la momentul respectiv, este trimis într-o misiune de către Nicolae Ceaușescu să omoare pe cineva în Bonn. În 1978, în cartea lui spune că a dezertat în timpul misiunii și a luat contact deja cu agentul lui de legătură, agentul de legătură CIA, care l-a băgat într-un avion Hercule militar și l-a dus pe baza Andrews din Statele Unite. E, sunt multe variante, căci a fost așteptat costă de taxiuri la aeroport, toate erau ale CIA-ului, poveștile astea, okay. Ca să prindă, că nu erau reale, doar să fie senzațional. Că a fost de mai multe avioane și că l-au cu onoruri și... Da, l-au așteptat și cu onoruri, dar nu chiar în modul ăla. Mai ales că vorbim de o precauție, adică tu da, vii la noi să ne dai informații, dar stai așa puțin, de ce vii acum, în ce context, și tu ești și șeful DIE, tu ești șeful unui serviciu de spionaj cu care noi avem doar momentan niște relații bune. Nu există relații de prietenie între servicii, există interese. Momentan suntem prieteni, după aia suntem inamici, dar interesele rămân. Tu cu ce vii să negociezi? Serialul e foarte bun, e, recomand, este pe HBO, dar se poate găsi și pe alte platforme sau să descarcă și alt fel. Sunt actori români, Ana Ularu, tipul care îl joacă pe Pacepa, la fel, sunt actori de primă mână. Și care arată o parte despre spionaj și pe care mai puțin lume o știe. Pacepa moare în pandemie. Moare în 2021. Un articol de la The Huffington Post și The Washington Post, pentru care el a scris foarte mult, se spune că a murit de COVID. Se spune că a murit de COVID. Acum, na, a murit la 91 de ani. O vârstă înaintată. E posibil să fie, da. Este foarte înaintată pentru o persoană care putea să fie omorâtă foarte repede. O altă chestie mai puțin cunoscută este că el a fost dublu agent. Nu putea să fie lăsat să plece în Statele Unite fără să primească acordul mai marului KGB. Ei știau tot ce se întâmplă, mai mult decât știa CIA-ul. Putea să fie omorât în state. A fost protejat, a făcut și vreo 3 operații estetice ca să-și ascundă identitatea și trăind în... cât mai bine e posibil și supravegheat atât de FBI cât și de CIA. Deci era un nivel de securitate incredibil în jurul lui. KGB-ul i-a permis, asta trebuie să înțeleagă lumea, i-a permis să plece. De ce? Pentru că știa că se va activa să transmită informații și către ei. Așa funcționa. De aia sunt recunoscuți. A, vrei să pleci? Sigur că da. Ei funcționează exact ca o familie, ca un fel de mafie. În sensul în care știm că ai o fică, știm că ai o familie, o să avem grijă de ei, dar atenție la grijă asta. Tu ai grijă de noi? Ne dai informațiile la care trebuie? Vezi, Vic, vezi că ești luat în colimator. Deci este o grijă din aia periculoasă. Nu vii cu, ceva pe masă, ai cam pus-o mai pe românește. De asta le-a mers așa de bine. Mult timp. Foarte mult timp. Și e un mod de a controla persoana, nici nu știi unde te afli, în 2 luni, 3, e foarte stresant. Sunt multe de spus despre Pacepa. Pot să zic că o rețea de 400 de spioni a fost deconspirată. Vă dați seama, în momentul respectiv a apărut gluma că Ceaușescu a făcut și diabet. Că a făcut o criză de nervi, de a dat diabet, el având și cancer și a apărut gluma că de ce trebuie să protestăm când tovarășul e bolnav și cu cancer și cu diabet? Așteptăm că sigur îl omoară una din boli. Am avut răbdare atâta timp să avem răbdare în continuare. Deci cam așa era. Claudiu Bleonț joacă rolul lui Ceaușescu
vrea, lumea neapărat să vadă, dacă n-ați apucat, chiar e interesant de văzut. Evident, sunt băgate și chestii din mai exagerate și așa, dar la nivelul de informații și cum arată raportul de informații și hainele, decorul, actorii, pozițiile de văzut. Toți acești agenți au avut familii. 400 da? De familii până la urmă, nu? Da, erau la post, erau la misiune, dar au fost deconspirați și vânduți. Deci este o trădare dacă, până la urmă. Că o spui că e o trădare a regimului, tu trebuie să te uiți pe la nivel pe termen lung. Relațiile, o trădare de genul ăsta afectează relațiile externe ale României mai departe. Și șeful CIA, Talpeș, din nou, deci o să vedeți că spune efectele acestea cum americanii nu au mai avea încredere în noi, pe mai ales... Da, se pierde credibilitatea. Se pierde credibilitatea după ce anumiți agenți asupra CEPA au fost descoperiți, agenți adormiți. Adică care, o agent adormit e un tip care merge într-o țară cu o acoperire, lucrează ca un om normal, dar se activează când îi cere baza. Asta se aplică și azi în război informațional, doar că azi se aplică mai mult tehnologia și e mai simplu de la distanță, e mai mult pe partea tehnologică, dar tot omul, da, coordonează. Cam atât despre PACEPA. Neapărat văzut serialul, deci chiar merită așa. Și ușor, ușor venim spre final, dar în cele mai incitante puncte și foarte puțin cunoscute, suntem într-o zonă super cunoscută și foarte frumoasă din punct de vedere istoric, din nou pe Batiștei și cu biserica de pe Batiștei, foarte frumoasă. O biserică cu istorie foarte veche. Cu istorie frumoasă, cu o comunitate care a început aici, așa, dar și cu un semn destul de ciudat. Nu fotografiați. Oare de ce? Evident. Ce avem noi aici, Gogule? Ce avem noi aici? Cum zicea un mare actor. Aici avem un semn foarte controversat care se află pus de obicei în fața unităților militare. Chiar și la unele ambasade, dar în general este pentru obiectiv militar. Uitându-ne un pic unde suntem, această clădire de lângă noi este un centru de birouri. Sunt mai multe restaurante, birouri, centru medical a fost și așa, sau încă mai e, nu știu exact, dar să vă zic că a fost mai folosit pentru mai multe lucruri. Haideți să vă arăt ceva, să începem cu dosarul. Să arătăm din dosar. Cei de la Amnesty International, cei care se ocupă de foarte multe ori cu declasificări pe baza torturii umane în general și a sclaviei, au publicat în perioada Amnesty International, vedem aici, da, în perioada în care România participa cu trupe efectiv la războiul din Afganistan și Irak, vorbim de mandatul lui Ion Iliescu, s-a descoperit zonele în care CIA-ul avea baze de detenție. Una din ele a fost descoperită în apropiere de Gara de Nord. Oficiul Național pentru Clasificarea Informației au găsit în interior, fix într-un oficiu secret. Puteau să, mă rog, să fi fost și într-o clădire mai puțin cunoscută, zic. Nu chiar într-una care bate la ochi. Da. Și au găsit, practic, camere cu izolare funică, în care s-au descoperit că în perioada 2003-2006, membrii de nivel înalt au fost ținuți și interogați și torturați în subsolul acestei clădiri. Cine a știut de chestia asta? A început o investigație sub o operațiune care se numea Bright Light, unul din codurile operațiunii respective, făcute de CIA, și aici vedem numărul de zone unde erau închisori, pe lângă Cuba. O să vedeți lucruri mai puțin cunoscute. În Kosovo erau pe lângă România, Maroc, Bosnia. Iată că avem pe hartă și România. Avem pe hartă și România. O zonă. Acum, aici, în această parte, în acest document, scuze un pic, pe acest document avem un alt, făcut de Huffington Post, de zone care au făcut posibilă tortura, programelor de tortură ale CIA-ului. Foarte mulți oameni nevinovați au fost torturați. Ce sunt? Așa zis arabi extremiști, chiar și din București, au fost luați și preluați aici, sub ochii oamenilor. Acolo e o zonă publică. A fost o investigație și poate vedea pe YouTube. Au fost niște jurnalici, atât români cât și străini, care au făcut un reportaj. Și aici vedem așa, trei culori. Mai cunoșteau pe lume. Exact. Niște servicii speciale de spionaj. Cu roșu. Renditions înseamnă, practic, zone care au facilitat transport cu acoperire
sub acoperire. Deci avem, uitați câte țări cu roșu, da? Da. Cele cu vișiniu. Da. Cele care au avut stații proxy, temporare. Temporare, închisori și-au permis transporturi, renditions. Deci proxy prisons sunt chestii locale, regionale, temporare. Cele cu negru care au postat zone, baze secrete CIA, închisori secrete CIA și-au permis și transport. Adică România, Polonia și Lituania. Da. Deci cu negru sunt doar trei. Da. Aici intră pe filieră povestea celebră de investigații. Domnul fost președinte Ion Iliescu este interogat, evident, privire la informația. Că, domne, știați că aveți închisori CIA sub nas? Și am zis, domne, noi am permis CIA-ului să aibă niște mici centre. Dar nu ne gândeam noi că o să facă baze de tortură. Asta spune mărturia domniei sale. Da, ok. Florian Talpeș explică mai în amărunt că se știa de la început, încă însuși șeful SIE, se spunea că s-a permis de la început de către Guvernul României acest lucru. A apărut și mai pe față în momentul în care, în această zonă, unde era tot timpul un echipaj SRI, au fost anumite conflicte în care oameni făceau poze în zone ca orice trecător, la biserică și la alte puncte care sunt de interes, și a fost un conflict la un moment dat într-o brigadă de SRI cu niște fotografii. Fotografii cunoșteau pe cineva din presă, s-a ajuns la informația să investigheze ce e aici de se pune acest semn. Se pune acest semn și nu se dă voie la poze. Exact, adică nu se dă voie. Nu e doar semnul, ci chiar nu se dădeau voie. Da, nu se dădeau. Puteai să treci, dar nu să nu faci poze. Și da. Totuia într-o zonă super cunoscută. La momentul respectiv s-a aflat că la birou 4 al clădirii acestea era un birou CIA. Deci noi suntem într-o zonă unde aveam ambasada, da? Ok, știm că era ambasada, dar mai erau și alte clădiri conspirative, da? Sub acoperire. Aici, de asta s-a pus, asta numai conspirativă nu mai era, că dacă vrei să ascunzi, nu puneai semnul. Faptul că s-a pus a atras și mai multă atenție. Dacă erau un pic mai inteligenți, nu făceau asta. Asta s-a dezvăluit, s-a ajuns la informația asta, s-a ajuns la centrul Ornis, de lângă Gara de Nord, care încă e, din ce știu, și s-au declasificat și alte zone din București care au permis. Asta vorbind între 2003-2006. Pe mandatul lui Iliescu s-a vorbit mai mult pe tema asta, pentru că el a fost principalul care a fost interogat, pentru că noi la momentul respectiv era chiar în full avânt al războiului din Afganistan și Irak. Și atunci zonele astea au fost folosite mai mult. Și pe timpul lui Traian Băsescu s-au mai făcut niște investigații, dar relațiile cu americanii s-au mai îmbunătățit și nu s-a mai discutat atât de mult. Deci cel mai mult a prins amploare în acest moment. Totul începând de la un semn pus într-o zonă publică care a inflamat opinia. Da. Și haideți să vă invit în ultimul punct al călătoriei noastre, vorbind de un alt spion, de data asta, care a făcut furori împotriva NATO, încă în viață, domnul Mihai Caraman. Și acum am ajuns, dragilor, la ultimul punct al nostru și la încheiind într-un mod frumos, ca un mic pelișor, că așa este poreclit, acea clădire superbă. Arată bine, da. Nu e așa? Și uite, a fost și restaurată recent, după culoarea nouă de pe ea. Suntem într-o zonă, în fosta Curte Supremă de Casație și Justiție, fostă pentru că au fost înlocuite steagurile și acum, din ce am văzut, este oficiul poștal numărul 1, dar este și o clădire superbă făcută în perioada interbelică în Art Deco. Aceste două clădiri ne vor capta atenția, una la mână. Prima de aici, a fosta Curte Supremă, a fost și una din birourile fostei DIE, actuală SIE, în care participa și foarte mulți din ofițeri își aveau anumite birouri și sedii, dar nu trebuiau să știe decât anumite persoane, exclusiv ei. Clădirea din față, ceea care arată ca un castel, este fosta casă Calimachi, după numele familiei de boieri Calimachi. Din această familie se cunosc mai mulți importanți. Unul pentru noi este cunoscut ca Baronul Roșu, Calimachi din anii 20, cel care oferă, de ce îi se spunea Baronul Roșu,
pentru că susținea cauza socialiștilor. Odată după Revoluția Bolșevică, au fost și foarte multe personalități, foarte mulți aristocrați care au susținut cauza socialistă. Între care și baronul Roșu, Calimachi. El a oferit în acel moment orice grupare extremistă, în special mișcările socialiste, erau scoase în afara legii, pe baza ultimului decret scos de Ferdinand, după ce un atentat cu bombă a omorât 3 politicieni în guvernul României, în 1921. Din 1921, făcute de un evreu extremist. Din acel moment, care era asociat mișcării Partidului Muncitoresc Român și al Partidului Socialist Român. Din acel moment, pe decret regal, orice mișcare de stânga este scoasă în afara legalității și de dreapta. Deci orice mișcare extremistă. De aici, diferite personalități, cum a fost baronul Calimachi, a oferit întâlniri în noapte sau un loc unde puteau să se întâlnească membrii rețelei, printre care și un tânăr, Gheorghe Gheorghiu Dej, sau un Nicolae Ceaușescu, care la momentul respectiv, venind de la Scornicești, prin unchiul său, învăța să fie cizmar. Puțin lume știe că el în acel moment a fost și activ cu pancarde, mergea pe stradă, a fost arestat de aproape 7 ori, ultima dată fiind la închisoarea Doftană. Da. Pe parcursul perioadei interbelice a făcut tot felul de, cum se spunea atunci, măgări sau proteste care au atras atenția autorităților. Au trebuit să îl închidă. Era un personaj destul de periculos. Clădirea mai este importantă și pentru altceva. Motivul pentru care am filmat și de la distanță este că astăzi e împânzită de camere. Este, nu știu exact ce e, dar este un serviciu sau un birou al informațiilor, ori militare, ori de interne. Nu știu să vă spun mai multe, că nu am aflat decât să spun greșeli. Dar am simțit tot pe propria piele în momentul în care am avut un tur și nu știam exact ce e, dar am povestit de casă cât de frumoasă e și un ofițer vrea de a ieșit afară și am povestit că nu avem voie să facem poze. De acolo o altă poveste, nu mai intru în detalii, dar de atunci am început să investighez mai mult. Din investigațiile mele se pare că este un centru de un birou de informații al armatei. Din nou, dacă cineva mai sârguincios ca noi știe, a căutat, mai mult, a găsit, știe ce să faceți, lăsați-ne în comentarii, că mă ajută și pe mine, și pe voi, și pe ceilalți implicit. Pentru că Tudor face tururi și cu cât adună mai multă informație... Ajutați-ne și pe noi și pe mine să știu mai mult. Exact. Ultimul punct. În această zonă, de asemenea, în anii 60, au fost pregătiți primii ofițeri care au făcut istorie pentru serviciul de spionaj al nostru în afară, cât și pentru KGB. Numele Mihai Caraman este cunoscut astăzi în Franța, pe buzele multora, ca spionul care a spart NATO. Motivul pentru care s-a mutat tot sediul din Paris la Bruxelles, datorită acestei breșe de securitate pe care a făcut-o rețeaua Caraman. Rețeaua Caraman, ofițer la post, făcut pe sistemul rețeaua școlii vechi, sovietici, dar care a prins și rețeaua nouă, la școlii de ofițeri de la Băneasa, cu noi ofițeri și cu cadre mult mai bine pregătite, în care se încerca această rupere de sovietici. Oricât ai fi încercat ruperea, nu puteai să o faci, dar puteai să-ți impui anumite conduite. Ceaușescu vroia ca să nu se mai raporteze către ruși nimic decât doar părți informaționale și toate lui. Aici a pornit totul. Această rețea a făcut niște breșe de securitate, care rețeaua Caraman a reușit să atragă de partea sa foarte mulți ofițeri turci, belgieni, francezi, de cauza socialistă. El s-a folosit de favoruri, practic, politice, de poziții, de doamne importante și frumoase, să-i atragă, să dea informații. El a ajuns. El a stat în rețea, aproape, el coordonând rețeaua și fiind prezent la baza NATO de acolo, aproape 3-4 ani. Până când s-a aflat că a furat și a dat mai departe informații de ultim nivel de securitate. Ceea ce înseamnă? Că tot departamentul e compromis. Trebuie să se mute absolut tot. De aceea s-a ajuns la concluzia
datorită breșei de securitate fiind extrem de mare, trebuie să mutăm sediu. De în Paris, unde era la momentul respectiv, se mută în Bruxelles, unde rămâne și astăzi. Mihai Caraman este un ofițer cu o poveste impresionantă de viață. O perioadă scurtă, șef SIE, mandatului Iliescu din 90-91-92, se schimbă la un moment, după un timp, vine Florian Talpeș, dar este un om cu experiență destul de mare. Ar trebui citit și se pot afla mai multe. Sunt și interviuri cu el pe YouTube. Eu cred că mai este în viață, știu că are peste 90 de ani, dar este unul din spionii români care ne-au făcut faimoși. Vă dați seama, relațiile României cu Franța au suferit enorm de mult de pe tema. Adică încrederea noastră a fost șubrezită foarte mult în momentul respectiv. Mulți ani de atunci încolo, până și la venirea lui Charles de Gaulle în 1968 în București, tot era foarte tensionată relația, cu toate că noi aveam niște oameni de cultură impresionanți. Vorbim de Eugen Ionescu, de Noica, Eliade, o perioadă, vorbim de ce a lăsat Brâncuș, de ce a lăsat Enescu acolo, adică vorbim de o comunitate intelectuală cea mai mare românească care acolo, care s-a simțit, evident. Măi, voi pe ce parte? Aceleași informații nu au fost transmise numai lui Ceaușescu. KGB-ul s-a bucurat din plin de ele. Vă dați seama, vorbim de o perioadă când se mută baze militare, se mută rachete, se mută pe baza informațiilor. Iar ce a oferit Caraman a reușit să facă această breșă, să schimbe tot. Tare. Ia am zis, o las ca concluzie. Da. Veniți pe strada Batiștei, dragilor, veți găsi toate aceste locuri. Faceți poze și de la aceasta, puteți să faceți și de la distanță, că se merită. Google Maps au reușit și de mai la apropiere, așa că nu suntem singuri. Deci se poate veni. Vă sugerez într-o duminică, că e liber. Aveți unghiuri, aveți locuri unde puteți să faceți. Da. De aici am încheiat nume de cod original Tudor. Ok. Top secret dezvăluit. Pe Tudor îl găsiți în descriere, pentru că cu el puteți face multe tururi. Chiar și acest tur puteți să-l faceți și mai compact și mai mare. Puteți face și Râmnicu Vâlcea și o să mai pregătim un material în viitor. În curând, da. În curând, mai diferit, un material de groază. Dar o să-l vedeți atunci când o să apară. De-abia îl așteptăm și noi. De groază cu povești de groază. Cu povești de groază. Tudor, îți mulțumim mult. Eu vă mulțumesc și ne bucurăm pentru acest material. Și eu mă bucur. Toate cele bune.